Salutare, oameni buni, bine v-am găsit la niște Minecraft YouTube. Hai să facem o chestie, da? Hai să dormim întâi. Am pus pe aici niște dirt, numai că nu e destul. E nevoie de mult mai mult și nu știu cum o să funcționeze faza cu patul care plutește, pentru că s-ar putea să nu mă spuneze aici pentru că o să zică că e corupt sau ceva, dar văd că a mers să dorm pe el, deci e ok. Da, o să mai am nevoie de mult dirt pe aici. Deci hai să facem următoarea chestie. Hai să luăm... Oh, what the fuck? Nici măcar nu vreau să fac chestia asta. Bun. Ce vreau eu de aici, așa? Vreau să pun o grămadă de rahaturi de astea, că am prea multe aici. Așa. Hai să-l păstrez pe ăsta, da. Și de aici vreau bețe. Hai mă, bețe așa. Și iron ingot. Și poate să fac un topor de diamant. Ia, hai să vedem. Cam zis că o să fac unul, dar nu am mai făcut. Shit. Nou attack damage. Asta cât are? 7. Holy shit. Bun. Nou attack damage. Și acum vreau... ceva de genul ăsta. Ah, da. Bun. Da. Pentru ăsta, dirt. Gata. Wait, să-mi iau și scutul la mine dacă tot... Așa, bun, cred că sunt gata, deși ar trebui să fac unul nou. Am căutat atunci când am căutat despre scutul ăsta pe wiki și n-am văzut decât o rețetă. Cineva zicea, fă din ăla de fier, mă, car, what? Dar e numai din lemn, nu? Se face cu niște fier și cu lemn. Și gen, e singurul tip de scut și le poți colora scuturile astea, da. Nu cred că e aici. Ce caut? E un fel de groapă. E un fel de groapă în care am intrat și ați văzut un spawner, dar eu nu l-am văzut pentru că eram ocupat să vorbesc și era acolo și nu era chiar spawner, era niște piatră de aia cu verde, știți care, moss stone de aia, da. Într-o parte acolo și într-o parte, că erau vreo 2-3 locuri de alea și eu mă chinuiam să bat un schelete și n-am văzut-o. Dar e un spawner pe aici pe undeva și am venit să-l caut. Dar acum să-mi dau seama care groapă. Pentru că n-am stat să caut înapoi și să dau... Chiar ar fi trebuit să dau un video să văd care groapă. Măcar intrarea, știi, ca să nu stau acum să o caut. Dar sunt sigur că e pe aici pe undeva. Deci cum am mers? Am mers pe aici, nu prea am intrat. De fapt, am intrat parcă puțin într-o groapă pe acolo. Dar poate e aici în deșert și am noroc. Bun, am mers pe cilea o grămadă. Hai mă odată. Mamă mia, cum se duce, frate, hrana asta. Doamne feri. Oare pentru că sunt pe hard, de asta se duce așa, că e incredibil de nasol. Așa. Hai, frate, mâine, unde-s gropchile? Gropi? Uite aici, parcă e ceva. A, nu, asta e cu lava, ok. Aici... What the fuck was that? Aia a fost o vrăjitoare? What? Oh my fucking god, of course. What the fuck? Nu înțeleg de unde se aude. Ori e vrăjitoare, ori e o maimuță. Da, sunetul se aude foarte ciudat. Nu știu, am impresia că gen pașii ăștia nu sunt ai mei, ci sunt un pic mai în spate. Nu știu de ce am impresia asta. Bun. Hai, frate, unde găurile alea în care am intrat? Dă-le în paștele mamei lor de găuri. Uite aici una. Ok, dar nu cred că e asta. De fapt, arăta ceva de genul ăsta. Numai că... Oh, shit. Dar nu mi-aduc aminte să fi fost apă. Poate în aia în care trebuie să merg. Parcă aici nu.
Parcă n-a fost asta cu apă, nu știu, parcă n-am... Asta era... Oh, yes, oh, perfect, oh, boss, ce norocos. Oh, boss, ce norocos, oh, norocul mi iese prin urechi, oh. Hai să iau asta prima dată. De ce? Pentru că pot și pentru că vreau. Nu uitați să dați un like acestui video pentru că cool și pentru că spawner și din dracu știe ce alte motive. Hai să luăm și aceste chestii. Așa, fer. Hai să luăm și ferul. Așa. Bun, în afară de asta, ia hai să săpăm noi aici și acum să vedem. Mi scuzați. Mi scuzați ce e aici? Holy shit, un spawner de zombie. Mâncați aici gurița ta. Nu puteai să fii și tu de schelet, mă, mai făcea... Wow, mamă, ce e aici așa. Ah, the fair, the... Oh, nice, iron horse armor. The fair, the... toate... Bun, o să iau chestia asta. Și o să pot face un fel de... spawner de la de experiență aici. Hai să vedem cum facem. Așa. De fapt, ai vrea chestia asta un pic mai mare. Nu mai aduc aminte cum se face. Da, trebuie să faci chestia asta cumva mai mare ca să aibă loc să se spawneze sau ceva. Cred. Da, trebuie mai mare. Oh, shit. Așa. Deci aș tăia din fiecare parte. Bun. Așa, și parcă și din partea asta. O să fie mai greu aici de înlocuit și de pus la loc. Așa. Și o să las ieșirea pe acolo, deocamdată. Fac, și aici trebuie să sap. Da, păi atunci când vorbești și te concentrezi pe un schelete sau pe ceva, poate nu vezi astea trei bucăți de boss stone sau ceva. Nu știu, sper că nu v-ați supărat prea tare, dar vă știu eu pe voi. Faceți panorama monstru de la orice chestie pe care am ratat-o. Ceea ce nu e prea drăguț, adică na, nu e ca și cum voi ați încercat vreodată să filmați un video, să vorbiți non-stop și în același timp să fiți atenți la orice chestie de pe ecran. Nu e ca și cum ați făcut asta, deci n-aveți de unde să știți cât de greu e. Sau poate ați făcut-o, cine știe. Bun, acum în partea asta mai trebuie tăiat, numai că nasol. Nasol că da, uite, trebuie să fac eu. Well, am două găleți, da? Mă întreb dacă... Oh, stai așa, că știu niște apă chiar pe aici. Da, chiar, că e apă aici. Dacă aș lua și ăsta de cilea, că mă enervează. Mă enervează că stă fix în calea mea. Și nu-mi place. Așa. Bun. Dar poate... Ah, dar o să fie un singur izvor de apă, nu? Shit. Ah, și se duce la mama dracu izvorul ăsta. Hai să scot asta, poate. Bun, aici nu e. Am crezut că poate ieși aici un izvor ca să fie două, da. Da, gata, se urcă și în sus. Fuck. Ia, yes. Bun, și am luat două de asta de apă. Bun, hai să mergem acum. What the f... Ah, fuck, nici n-am observat. Fuck. Ok, fuck it, ies de aici. Ies de aici și mă duc așa să iau apă. Vreau să încep construcția unui spawner acolo, un fel de... ceva. Un fel de spawner. Bun. Uite, așa e mult mai bine. Și acum am luat două găleți cu apă. Yay! Și pot să merg în sfârșit de cilea. Să mă întorc în peștera mea drăguță. Va trebui cumva să... Să fac un fel de intrare aici așa. De preferat în partea... Să fie așa un fel de scară în partea casei mele. Și... Și poate în partea aia, cred. Da, și poate să fie un fel de minecart până aici. Da, nu știu, o să vedem noi. Deocamdată hai să începem acelea să mai construim. Ciudat că nu s-a spunat nimic, am trecut și pe aici și atunci când am trecut și nimic, iară, vreau ceva de genul ăsta. Și un izvor infinit, dacă se poate pe undeva, fac.
Sigur că aici am săpat tot, desigur. Așa. Perfect. Perfect. Așa. Și vreau ceva să vină până unde se duce apa asta. Perfect. Deci aici și-ar trebui să fie asta unde o să pice. Mă rog, așa. What the fuck? Plus câte de astea trebuie să-ți dau, Doamne Sfinte? E o sabie, for fuck's sake! De diamant, chiar atât de proastă? Înțeleg eu că sunt mai bune astea, dar totuși... Wow! Ok, asta se scoate mai greu, zicem, că dai o lovitură. Bum. Ha, da, dar toporul dă mai încet, ok. Bun, și asta ar veni ceva de genul ăsta. Wow, what the fuck? S-a conectat puțin cu aia de acolo, da, și nu vreau asta. Vreau să vină până... Pana mea. Semn mi-ar fi trebuit. Stai așa că am o grămadă de lemn la mine și o să pot să fac chestia asta. Punem aici un crafting table. Așa. Și avem niște semne ca să punem dracu aici și să nu mai curgă apa iurea. Și chiar dacă... Wait, nu, stai. Oh, shit. Și poate nu se mai conectează acum cu... Ia, yeah, tot se conectează. Mă, oricum, dacă mergi aici așa, mergi și te duci aici așa, unde o să fac un fel de groapă, ceva, unde o să pice. Sper să nu fi stricat și spawn-ul de aici. Wait, asta nu cumva trebuia să... Spawn-ul ăsta nu trebuia să fie cumva mai sus? Shit. Grozav, trebuie să sap și în partea de jos. Grozav, ce pot să spun. Da, mi-aduc aminte că ăsta trebuie să fie în aer la vreo două de-astea. Eh, asta e, mai sap în podea. Poate o să fac ceva cu moss-stone-ul ăsta. Unde eram înainte să fiu întrerupt? Da, făceam aici și săpam. Da, bun, ok. Am săpat așa. Ăsta e un nivel, da. O bucată de sare. Îmi place sarea. Așa. Bun, pac. Și făceam ceva de genul ăsta, nu? Și vreau așa și semnele astea luat înapoi ca să fac ceva de genul ăsta aici. Da? Bun, perfect. Acum, dacă... Oh, shit, stai așa, că asta nu trebuie să mai fie așa. Acum trebuie să fie altfel. Trebuie să mutăm tot. Desigur că trebuie să mutăm tot. De ce n-am mutat tot? Așa. Psi. Nu știu dacă se mai conectează cu apa asta de acele și tot se conectează. Tu spaștele, mătii. Bun. Păi bun. Cred că e cam atât pe aici, nu? Trebuie numai... Alo? Alo? What the fuck? Ok. Trebuie numai să pun apa asta pe cilea, să scot torțele. Bun, înseamnă că o să pice toți acolo. Numai că mi-e cam frică să merg să sap acolo și în jos. Hai să săpăm, să vedem totuși. Pot să fac, uite, ceva așa. Aș vrea să le dea ceva damage. Adică nu de alta, dar săbiile nu mai sunt ce erau și... Na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cred. Hai să zicem 10, 11, 12, 13. Oh, shit. Așa. Și o să urc până acolo. What the fucking cats. Așa. Și o să las un zombie să vină. Să cadă acolo și să văd ce...
Da, nu spune că încep iar. Doamne, nu! Nu, stă-vă în gură de mâțe! Aoleo! Uite-le cum strigă. Firar mama dracu de mâțe. Așa, ia să mai punem și acilea. Ok. Ih, mai trebuie apă. Și asta a făcut izvor infinit acolo, ce drăguț, peste tot și... Ia uite, se conectează tot timpul cu aia de sus, ok. Eșa. Bun, hai să merg să iau și aceste torțe de aici, dacă aș putea. Așa, așa. Și pac. Și pac. Și hai să fac și asta. Și asta, și asta. Și mă scuz, zombie. Bun. După care ia să văd. Să zicem că dau o groapă acelea, da? Cumva. Așa. Fac, dar nu-i lumină aici. Oh. Oh, shit, fuck. Oh, fuck, nu mai am multă viață. Shit. Mori, mă! Oh, oh, ok, oh, fuck, dude, oh, shit, dude, oh, fuck, great. Bă, pune și mănâncă, nu pune torțe. Și nici n-aveam o sabie aici. Oh, shit, fuck, unde crezi că vii? Una... Hehe, ce fel de din mâini? Aceaca, 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 aceaca. Pleacă, dracu. Două, trei. Băi, ești nebun? Cât trebuie să mai sap acolo, mă? Ok. Stai așa că știu ce fac. Ok, punem un stop aici și punem un dop să nu mai vină zombie. Bun, și săpăm mai mult. Oh, shit. Bun. Așa ceva. Bun. Ce fac acum? Vreau... Shit. Stai, vreau ceva de genul ăsta. Shit. Acum. Bun. Și aici am pus dopul, da? Fac, dă-i drumul de aici, dă-i. Așa. Bun, ia să vedem cât viață mai au după ce cad acolo. Tu paștele, mătică. Fac. Bine, mă, că pică și de ăștia mici. Ia să vedem. Wow. Ok, tot mai trebuie, incredibil. Bun. Ce zici de asta? Asta ar trebui să cred. Să funcționeze. Sper. Hai, mă, frate, că am făcut-o dita mai groapa. Lapis. Mai mult lapis. Și mai mult lapis. Wow, cât lapis. Așa. Yes. Bun. Ce spuneam? Dacă vă fac groapa asta mai mare. Ok. Ce zici de chestia asta? Shit, numai că trebuie să umblu să sap acolo. Așa. Bun, și acum hai să pun la loc blocurile astea. Hai să vedem dacă pică ceva. De fapt, este așa. Să stup acilea. Hai mă, alo! Ar mai picat, ce se întâmplă? Așa. Bun. Oh, shit. Cross the fuck. Plus că mă enervează că tot timpul trebuie să mănânci câte ceva altfel. Jesus fucking Christ. Give me a fucking break, game. Da, pare o cădere cam mare. Da, sper să fie de ajuns, totuși. Ia, stai așa. Ok, uite cum se duc.
Da, iată-i cum se duc. Ia, așa, bravo, 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 băieți, așa. Bun, acum hai să vedem dacă eu mor măcar dintr-o lovitură de mână sau ceva, sau... Măcar două, trei, bă, nu mă deranjează, știi că oricum stau off-camera și dau clicuri, deci... ia să vedem. Una, două, trei, patru, cinci... Zici că face altceva să moare de nu. Ah, uite, bă, deci numai până acolo mai sap, atât. Deci nu mai până acolo. Bun, uite așa. Bun. Stai. Shit, cumva așa. Bun, e foarte aiurea. Știu că a ajuns să arate foarte aiurea. Hai să așteptăm aici să vină, sau poate nu se spunează dacă nu suntem acolo. Poate ar trebui să ne urcăm mai sus cumva. Doamne sfenche. Desigur, desigur, că dacă n-am pus la... Oh, shit. La muncă târnăcopul ăsta să sape cu o groapă... le cred că l-am plictisit. Așa, bun. Well, shit. Bun, și... Așa. Bun, duceți-vă acolo, băieții. Aici n-au cum să vină. Aș putea să fac, uite, ceva de genul ăsta, știi, să... stai așa, să pun o torță pe aici, să văd, și după aia să o scot. Să am un mod de a mă uita înăuntru, dacă vreau. Așa. Bun. Și aș putea să pun și sticlă, dar asta când o să am, deocamdată. Nu am, deci nu pun nimic. Oh, shit. Bun, până aici. Și poate să sparg și din partea asta, da. Mă rog, eventual ăsta o să arate mult mai bine când îl înfrumusețăm puțin cu niște sticlă, cu o scară normală acolo și a... Pentru că aia a fost făcută la repezeală. Bun, și uite aici și a spawner-ul. Ar trebui să stau undeva pe aici, știi, când se spawnează. Dar ar trebui să fac un fel de safe house ceva. Bun, pentru că nu știu dacă se spawnează dacă stau acolo jos, deci trebuie să stau aici sus. Bun, sau undeva pe la mijloc. Da. Așa, ia să vedem. Uite, am dat cu... Două lovituri. Ok, e de ajuns pentru mine, zic eu. Hai să fac ceva de genul ăsta. Shit. Shit. Ia, după cum am mai spus, o să punem o scară frumoasă după. Așa, de fapt pot să sap și aici și pot să vin și iau. Da. Oricum, din păcate, ăsta nu mai e atât de eficient parcă pe cât era, sau mi se pare mie, dar oricum o să stau aici uneori off camera și o să mai fac experiență. De fapt, o să stau pentru episodul următor, dar nu știu exact unde. Asta e întrebarea, dacă stau acolo sus, poate se despunează de jos, nu? Da, nu cred că se despunează, nu? Da, n-are de ce. Deci hai să stau undeva aici. Dar nu, că asta nu e safe aici. Nu, stai că știu. Merg, uite, acilea, sap așa. Shit, aici și e fix. Așa, și o să mă închid aici și o să stau până... te pun și o lumină sau două. Wow, mamă, ce fel se vede dacă stai... What? Wow. Așa, dacă ești în interiorul unei torțe. Bun. Deci o să stau aici și până data viitoare și poate o să fac și eu ceva experiență, deși n-am speranțe foarte mari. Nu uitați să apăsați butonul de like și să spuneți ce credeți despre acest spawner, dacă mai e atât de eficient cum era înainte, dar sincer, parcă se spunează mai puțin. Sau pur și simplu n-am eu răbdare sau cine știe.